Da, bună ziua, doamnelor și domnilor. E o carte greu de prezentat în public. Și gândindu-mă cum o să vorbim sau am să vorbesc la această prezentare, mi-am adus aminte de două degustări de vinuri. Una pe care am avut șansa să o fac în timpul unei burse Humboldt, în Germania, într-o pifniță din Nürnberg, în care, după ce mi s-au pus pe masă paharele de vin, a apărut un oenolog care a ținut un speech despre fiecare vin în parte și care este construcția lui, făcând incursiuni în istorie de la Homer până la Goethe și timp de o oră cât noi am degustat vinul, pe fundalul acestei degustări era vocea oenologului care ne uimea prin splendorile pe care le putea țese în jurul unor pahare de vin. Au trecut ani și pe urmă am ajuns la un moment dat cu Horia Bernea și cu Andrei Pleșu prin 90, era ministrul culturii și a fost invitat de ministrul din Basarabia al culturii din Republica Moldova, pardon. Și la Cramele Cricova. Și acolo, într-o sală uriașă, somptoasă, cu o masă de cam 100 de metri, acolo aveau loc bairamele Comitetului Central al PCUS, în sala asta goală, pe care am străbătut-o cam 10 minute pe jos, am ajuns în capătul mesei, acolo erau pregătite vinurile pentru degustare și eram însoțiți, echipa de care v-am vorbit, de inginerul șef al Cricovei, care a luat vinurile și m-am așteptat să începe o poveste asemănătoare, analogă celei din Nürnberg. A luat paharul de vin, a gustat și a zis: apoi gustați, e tare bun. Asta a fost tot. Varianta cea mai simplă de a mă elibera de prezentarea cărții lui Andrei Cornea ar fi să spun: citiți-o, e tare bun. Dar sigur că da, e nepoliticos ca după treaba asta să mă așez jos și să-mi faceți credit. Trebuie să vă conving cumva. Dar nu știu cum să vă conving. Am să vă convins spunând, în primul rând, trebuie să vorbesc despre Andrei Cornea însuși, pornind de la el, legat de această carte, despre faptul că destinele noastre nu se încheie cu adevărat ca oameni de cultură decât atunci când ieșim pe poarta finală. Niciodată nu știm ce ajungem să facem. În orice caz, Andrei Cornea este un caz absolut atipic, pentru că nu este prins în conturul unei specialități, deși specialitatea lui este filologia clasică și istoria artei. Astea sunt studiile lui de bază. Dar asta nu înseamnă că nu se mișcă cu o ușurință desăvârșită înăuntru filozofiei, al literaturii universale, al limbii eline, al limbii latine, al filologiei, al teologiei. Așadar, când ai un asemenea bagaj cu tine, pe semne că plictisindu-te sau consumând, arzând succesiv, arzând diferite etape ale devenirii tale intelectuale, ajungi la un moment dat să descoperi ceva în care te recunoști cu prisosință mai mare decât te recunoșteai în celelalte. Am încercat să-mi imaginez pe Andrei Cornea când l-am descoperit în postura de autor de roman, lucru pe care la care nu m-am gândit niciodată, am încercat să-mi-l imaginez în toate metamorfozele lui posibile. Cred că după asta va putea să apară cu un volum de poezii care să uimească poezia română. Cred că ar putea să mai vină cu un thriller, cu orice. Ce? Un SF? Da. În orice caz, toate astea, neînsemnând care o disparitate condamnabilă, ci că dimpotrivă își caută în mod adecvat expresia optimă. Și eu știu bine cum arată dinăuntru filozofiei, căci asta a practicat de fapt tot timpul, este unul dintre cei mai mari eseiști ai culturii române,
Eu știu ce înseamnă să trăiești în satisfacția de a nu putea comunica cu ajutorul limbajului filozofic, oricât ar fi el de esenț. Totdeauna am visat să ajung de la o vârstă, adică încolo, când plictisul s-a instalat în mine sau nemulțumirea, insatisfacția față de expresia filozofică ca mod de comunicare cu lumea, m-am gândit ce fericire ar fi fost să pot să ajung la un roman. M-am bâlbâit în jurul lucrurilor astea, cred că în dragul meu turnător am mers cel mai departe către forma asta, dar în clipa în care am dat cu nasul de cartea lui Andrei Cornea și am citit-o, invidia care m-a cuprins a fost totală. Am zis, cum e posibil așa ceva? Să treci de la editorialul politic în care vorbești de Marius Vâlcov și de cum ascunde pungile cu bani în cavouri, la Ponta, să treci la Plotin, să traduci vreo 3-4 volume din Plotin, mai traduci un Platon, mai scrii un volum despre Socrate, despre Cazari, despre Dumnezeule, despre ce n-a scris. Și acum îl întâlnesc odată în ipostaza asta. Vă rog să mă credeți că senzația pe care am avut-o, făcând abstracție de percepția mea asupra lui deja formată, a fost că mă aflu, pornind numai de la carte, în fața unui scriitor care, un scriitor, deci un autor de literatură, care e la al șaptelea, optelea volum, n-are nicio legătură cu un debut literar. Este o piesă desăvârșită din punct de vedere literar. Acum, am încercat să o încadrez cumva și am pornit de la ceea ce, cele două funcții ale literaturii pe care le-au subliniat doi mari scriitori contemporani, Vargas Llosa și Kundera. Primul spune că literatura are ca sens excitarea funcției fantasmatice a cititorului, a indivizilor care sunt, și care fiind cu toții prizonierii, colivia vieții noastre, a biografiei noastre nesemnificative, mărunte până la urmă și în orice caz nesatisfăcătoare în raport cu câte dorințe și pornire avem în noi, literatura este menită să deschidă poarta coliviei și să ne facă să trăim infinite alte vieți. Să ne dea voie să ne consumăm utopiile, dorințele, fantasmele într-o lume la care al minte biografic nu avem acces. De partea cealaltă, așadar, literatura e făcută să ne multiplice viețile, să ne elibereze de mica noastră biografie. De partea cealaltă vine Kundera și spune, nu, lucrurile arată cu totul altfel, într-o lume în care filozofia și-a pierdut de mult rezonanța, într-o lume în care științele nu fac decât să fărâmițeze lumea, trebuia să mai existe un loc de unde viața se poate fi observată în întregul ei și de unde viața se poate fi cunoscută, de unde se poate pătrunde în miezul lucrurilor, acolo unde firea omenească poate fi pusă pe tapet și studiată. Locul ăsta, punctul ăsta de observație literatura. Ei bine, cartea lui Andrei Cornea satisface ambele valențe ale acestor puncte de vedere privitoare la literatură. Este un mod de a ne arunca în afara vieții noastre, pentru că ne poartă într-un timp istoric în care biografiile care se perinde se împletesc în trama lui epică sunt fascinante, fascinante. Deci ne deschide dincolo de granițele vieții noastre, în același timp fiind cartea unui om care are în spatele lui toate instrumentele filozofiei, cunoașterii, ideologiei bine puse la punct, este normal ca lucrul cu pricina să se termine de fapt într-un mod de a înțelege ce e cu noi. Ce e cu noi, cu noi? Care este drama prin care trecem? Care este drama condiției umane în formula actuală a speciei umane?
Ei bine, asta este romanul convențional subintitulat de autor istoric, pentru că, de fapt, el ne face să privim lumea de azi într-o oglindă de la mijlocul secolului 17, despre care Andrei Oșteanu vrea vorbi. E greu să prezinți cartea pentru că nu ai voie să o povestești. În același timp, este important să știm că ea este așezată în miezul unor evenimente în care condiția umană este pusă din nou la încercare. În toate epocile în care oamenii cred în drame înfiorătoare, se pune problema dacă specia poate fi reconstruită, dacă putem să o recalibrăm, dacă nu cumva așa cum arătăm, nu arătăm bine. Dacă e cu putință ca să petreacă crima, oroarea, să aibă loc cele mai monstruoase lucruri pe care semenii chipurile și le fac unii altora, înseamnă că trebuie să căutăm o inginerie morală de alt tip pentru a reuși să intervenim în destinul idiot al speciei noastre. Și atunci, pe fundalul ăsta, apare o mișcare ca cea a lui Șabataie, Mesia, cel pe care în mijloc unui nenorocit la care s-a referit Andrei Oșteanu, pogromul din Ucraina de la jumatea secolului 17, se pune problema ce-i de făcut. Ceea ce este impresionant din punctul meu de vedere este că Andrei Cornea și-a ales un personaj care, cum spunea Ioana Urbulescu, are neșansa că nu este un personaj super celebru. Când Dan Brown a scris un roman prost, a avut, și din fericire Cornea a scris un bun, când Dan Brown a scris un roman prost, el l-a vândut în 40 de milioane de exemplare pentru că și-a ales ca personaj central pe Iisus. Când vrei să bârfești, eficacitatea bârfei depinde de persoana pe care ți-o alegi să bârfești. Imaginați-vă că bârfești la nivelul unui bloc. Deci, lumea trebuie să cunoască personajul din bloc. Dacă îl bârfești pe ăla din bloc la colțul străzii, nu ai niciun succes, pentru că nu se știe despre cine e vorba. Dar dacă îți alegi un personaj din cartier, atunci raza bârfei e mai mare și șansele ca ea să fie mai interesante. Dar dacă bârfești pe șeful unei țări, atunci succesul este asigurat, pentru că toată lumea știe la ce. Dacă bârfești pe cel mai mare președinte al lumii, pe Bill Clinton, de pildă, când a luat aventura, atunci toată planeta se înflamează, o bârfă planetară. Dar dacă îl bârfești pe cel mai celebru personaj al omenirii, pe Iisus, atunci succesul este total. Din punctul ăsta de vedere, Andrei Cornea n-a fost inspirat, că nu l-a ales pe Iisus ca personaj, dar dacă vrei să iasă cu scandal mare, nu? Așa. Și a ales ceva care, însă, din punctul de vedere al demersului cristic, este absolut analog dinăuntru religii iudaice. Șabataie Tzvi, care vine să reformeze iudaismul, vine cu propunerea de a reveni la o Tora de lumină. Cu alte cuvinte, de a disloca legea, Tora obișnuită, aceea care îi bagă pe oameni, pe credincioșii iudaici, într-un scenariu de la care nu se pot abate, în care libertatea personală și regulile de conviețuire sunt subsecvente în raport cu legea, și atunci apare cineva care spune: nu credeți că am fi mai fericiți dacă n-am mai respectat legea în felul ăsta, dacă am reușit să ridicăm barierele care ne despart de alții? Nu cumva ar fi mai bine să găsim un esperanto al credinței? Nu cumva Tora de lumină, Tora primordială, este un tip de credință care nu mai desparte numele credinței, ci unește numele ei? Altfel spus, demersul cristic de a ține un discurs moral, religios, în care toată omenirea este mântuită,
Și mântuirea nu se face nici pe națiuni, nici pe credințe și religii separate. Și numele unei credințe noi care îi absolvă pe toți, la fel, Shabbatai Tzvi, Mesia, autoproclamat Mesia, vine cu o reformă de acest tip, iar gestul apostaziei, când trece de la iudaism la islamism, o face, sau cei care devin urmașii lui, o fac cu gândul că nu trădează o religie, ci că lărgesc granițele uneia. Acum, închei spunându-vă lucrul care este într-un fel cel mai impresionant, pentru că pune problema dramei identității sau a pierderii identității unei persoane. Nu întâmplător este aleasă condiția umană în ipostaza evreului. Pentru că evreul este paradigma celui care, prin istoria lui, este împins să-și piardă identitatea, căutându-și cu disperare una. Și de vreme ce el este izgonit dintr-un loc sau altul, tocmai pentru că nu acceptă să fie absorbit într-o identitate istorică anume sau a unui loc anume, el trebuie să se camufleze prefăcându-se pe ea identitatea locului ăluia, dar trebuie să-și păstreze o identitate ancestrală în același timp. Repetarea acestui gest, în funcție de locurile în care peregrinează, trecând când la creștinism, dacă e în Spania, trecând când la islamism, dacă este în Asia Mică, trebuind să-și ia așadar diferite chipuri, să fie suspectat de cei în rândul cărora a trecut, că n-a făcut gestul cu adâncimea ultimă, de cei ai lui că i-a trădat, asta introduce în psihologia fiecărui individ venit din lăuntru acestei condiții o dramă a dezintegrării identității. Sunt pagini splendide în carte, în care sunt spuse povești, în care mai mulți oameni ajung toată cartea în formă de dialog. Și pe măsură ce transformările și metamorfozele, chipurile diferite sunt preluate de același personaj, cel care ascultă povestea spune și adevărat că era el. Iar cel răspunde, dar nu mai știe nimeni cine era, nici el nu știe. Așadar, personajul care anticipează cel mai frumos această dramă a identității este soția lui Shabbatai Tzvi, în speță cea care este numită Sara. Povestea Sarei este în sine una dintre cele mai frumoase povești ale cărții. Este evreică în Ucraina, tot satul în care trăiește familia este ucis până la ultimul om, în timpul pogromului condus de Khmelnytsky, scapă, este găsită în pădure de un principe, de un nobil polonez. E luată în familie la vârsta de 3-4 ani, evident e botezată, capătă numele Maria, este respinsă, în final, povestea acestei transformări este dată când dă să se căsătorească cu principele polonez, se află că este evreică la origine, atunci totul cade, destinul ei se frânge acolo, fuge, ajunge la Livorno, acolo devine prostituată, revine în comunitatea evreiască, dar nu este primită bine pentru că trecuse la creștinism și revenirea după o asemenea paranteză nu e binevenită. Trăiește tot mai intens cu ideea că și-a pierdut identitatea. Descoperă, preia proiectul căsătoriei cu Shabbatai, își spune că își poate da un destin, se duce, are loc această întâlnire între cei doi, devine soția lui, cu numele Sara, revenind la numele ei, dar în clipa în care Shabbatai este obligat să se convertească la islamism, își schimbă numele și el și soția lui, care devine Fatima. Așadar, Sara, care debutează prin a fi Sara, continuă prin a fi Maria, continuă prin a fi revine la Sara și continuă prin a fi Fatima. Și am să vă citesc un mic pasaj
este cel care mi-a plăcut mie ca literatură înaltă cel mai mult. Însă înainte de asta, vă aduc aminte că același lucru îl veți găsi în drama lui Mihai Sebastian. La un moment dat, când am scris cu mulți ani în urmă un text care se numea Sebastian Mon Frère, am spus la un moment dat cum Sebastian își nota în jurnal, nemai știind cine e, acest lucru. Dar ce înseamnă să fii și să fii lăsat să fii? Zic eu. Într-un loc din cum am devenit huligan, Sebastian spune: sunt evreu, român și om de la Dunăre. Prostul ripostează numele prostiei, care e logica reductivă a lui ori-ori. Și spune: uite ce e, hotărăște-te, ești sau evreu, sau român, sau dunărean. La care Sebastian răspunde: m-am hotărât, sunt evreu, român, dunărean. Bun. Așa arată povestea în mare depănată în această carte. N-are rost să vă spun cât de splendid este construită într-un dialog care se petrece în 1923-24 și care, în care contextul istoriei repetă drama aceasta a pierderii identității prin mutarea, prin etnicizarea a două națiuni care își fac schimb de minorități ca să ajungă la națiunea compactă bloc. Grecii își trimit grecii din Turcia în Turcia și turcii își trimit grecii din Asia Mică în Tesalonic. Și așa se destramă comunitatea în care se petrece acțiunea, etc. Dar revenind la povestea cu Sara și cu pierderea identității și cu pledoaria superbă a autorului despre ce înseamnă a găsi o credință în omenire care să-i lase pe oameni să se simtă unii cu alții semeni și pentru care dreptatea să nu mai fie o revendicare pe grup. Iată pasajul în care vă spun neam, ce se întâmplă. Sara și Șabatai au un copil și el se naște după ce convertirea lor la islamism forțată a avut loc. El este botezat în legea islamică, îl cheamă Ismail. Șabatai, care este promotorul sectei care va împleti iudaismul cu islamismul, care va crea masca islamică și miezul evreiesc al individului, vrea să-l tragă pe Ismail să fie deopotrivă botezat și în legea mozaică. Și mama lui se opune și spune, în timp ce Șabatai îi se adresează, Sara, totuși voia să spună, am făcut atâta drum împreună, ne-am ajutat unul pe altul, a trebuit să fim solidari și alte vorbe de pace, dar nu mai apucă. Sara izbucnește din nou. Sara, mi-ai spus? Uiți mereu că nu mă cheamă Sara, mă cheamă Fatima, ori Marie, ori poate și din când în când și Sara, ori altfel, Doamne, cine știe cum mă cheamă de fapt și cine sunt de fapt? Eu n-am un nume al meu. Sunt un nimeni fără nume. Am auzit că după ce oamenii mor, Dumnezeu îi cheamă la judecată, punându-l pe îngerul Gabriel să-i strige pe nume. Oare pe mine, cu care dintre nume mă va striga? Cred că neștiindu-mi numele adevărat, îngerul mă va uita între lumi, astfel încât sufletul meu, bântuind fără odihnă și rost, se va risipi în vânt, ducându-se în neființă. Iar tu, smintitule, vii să-mi cer să consimt la o aceeași soartă blestemată și pentru micuțul meu, Ismail? Sara, care era o frumusețe, moare însă tânără. Și iată cum e descrisă moartea ei. Curând după ce au sosit și s-au instalat acolo într-o casă destul de mare, dar cam dărăpânată și rău încălzită, e vorba de soțul ei, Șabatai, și copilul, deci toată familia după ce pleacă într-un mini-exil. Sara, surprinsă de o ploaie neașteptată, departe de un adăpost, a răcit, a făcut o pneumonie galopantă și în câteva zile și-a dat sufletul, avându-i la căpătâi pe Șabatai și pe Ismail, care plângeau. Nu împlinise încă 30 de ani și avusese trei religii, trei nume, patru vieți,
două rânduri de părinți, doi soți legitimi, nenumărați bofnici și un singur copil. O singură dată și iubise, locuise în colibe și palate, fusese săracă și bogată, târfă și profetesă, se născuse fata unui ceaprazar, devenise logodnica unui prinț și murise soția lui Mesia. Au înmormântat-o în grădina micuță, din spatele casei, s-au găsnit destul ca să-i sape groapa, căci oriunde încercau, dădeau numai de polovani sub stratul subțire de pământ. După asta altă încurcătură. Nu știau ce nume să-i sape în piatra de la căpătâi. În urmă, socotind că nu era nevoie de mai mult, au scris doar atât. Nuestra Señora. După cum vedeți, măcar din mostra asta pe care v-am dat-o, vă garantez că este vorba de un roman bun. Chiar dacă personajul nu are celebritatea maximă pentru a deveni un bestseller mondial, deși îmi fac speranțe legate de destinul planetar al acestei cărți, cartea este scrisă de un mare scriitor, care are știința compoziției, care are știința jocului între planuri istorice, care știe să împletească dialogurile, care știe să rupă monotonia atunci când ea gândește să apară, care știe să rupă ritmul și să-l țină pe cititor în priză în permanență. Sunt scene absolut remarcabile în cartea asta. Este scena, poate cea mai bună, Andrei, cea în care Șabatai, în clipa în care vrea să se elibereze și să elibereze comunitatea de evrei din Gaza, cred, din Smirna, de legea înțeleasă în rigoarea ei necruțătoare, se căsătorește cu Tora. Anunță că se căsătorește, nu spune exact cu cine, toată lumea este moartă de curiozitate și el, după ce toți musafirii se strâng și așteaptă să apară mireasa, el iese cu sulurile Torei în brațe și cântând, dansează mireasa în club. E o scenă remarcabilă. E o scenă remarcabilă, Conciliul Rabinilor din Smirna, în 1665, cred, când Șabatai revine în nebunia lui de reformator și reușește ca, chemat în fața lor să dea seama de ereziile pe care le practică, să-i facă, după ce îi se dă cuvântul, îl convertește la nebunia lui și îi face să facă cel mai cumplit lucru imaginabil în religia iudaică. Să rostească cu blastare numele Iahve. Și încet, încet, toți încep să spună Iahve, ca și cum s-a eliberat de o supremă interdicție. Și toți termină în final prin a urla Iahve. E scena apostaziei, când Șabatai e luat și dus la curtea sultanului și se pune problema dacă va fi tras în țeapă, dacă mai insistă cu aceste erezii care răscolesc imperiul, comunitățile evreiești din Imperiul Otoman, sau dacă acceptă să-și pună turbanul. Scena este tensionantă. Vă dați seama că ea pune problema unei morți de martir, care va avea pe urmă o reverberație enormă asupra întregii lumi și va crea un destin asemănător cu cel al lui Iisus, care devine victima supremă, sau, dimpotrivă, convertirea acceptată și lumea va înțelege în convertirea cu pricina un mod de a funcționa într-o lume în care identitatea totală nu e permisă. Este splendidă scena cu frații, deci cu ultima logodnică soție a lui Șabatai, care vine să-și întâlnească soțul împreună cu fratele ei. Și acolo, vă spun sincer că nu am înțeles că Andrei Cornea cum a reușit să scrie ceva atât de dificil. E vorba de doi frați, soră și frate, el de o frumusețe de Adonis, ea întru totul asemănătoare lui și în același timp de o urâțenie desăvârșită. Și autorul pune în cup, descrie personajele încercând să înțeleagă misterul unei asemănări între suprema frumusețe și suprema urâțenie. O să o vedeți când o citiți. Scena mormântării sare de care v-am vorbit. De ce m-am
apucat să vorbesc atât, dar și poate să vă povestesc. Povestitor? Nu. E forma entuziasmului pe care mi l-a creat cartea. Și mie mi-e foarte necaz că de ani de zile nu reușesc, și asta este un eșec personal al meu, să-l împing pe Andrei Cornea în conștiința noastră, acolo unde trebuie să stea. Tot ce am putut să fac anul ăsta a fost să-l ridic în friza Humanitas. A ridica pe cineva în friza Humanitas este suprem omagiu care se poate aduce unui colaborator al editurii. Da, întâmplător a picat între Ionesco și Cioran. A fi ridicat în friza Humanitas înseamnă că din punctul de vedere al acestei instituții o reprezinți și că devii un focar de spiritualitate al acestei țări. E o insulă Humanitas, dar datorită acestor oameni, el va deveni peste un arhipelag. Am obosit și dumneavoastră. După toate vorbele astea spuse de prietenii mei, aproape nu mai are rost să vorbesc, dar totuși, fiindcă așa se cuvine, am să spun câteva cuvinte, nu multe. Bineînțeles, întâi mulțumiri, mulțumiri pentru punctele de vedere, pentru, mai mult decât atât, pentru, în cazul Ioanei mai ales, pentru moșirea, contribuția la moșirea acestei cărți. Are dreptate, a fost discuția respectivă, n-a fost chiar așa, e un pic stilizată, dar în esență așa a fost. Și recunosc că nu mi-am propus ca de vă să scriu un roman, nici măcar un roman prost, în acel moment. Dar mi-a rămas undeva ideea că, la urmă, urmelor aș putea să scriu unul. La fel de adevărat, la fel de corect, a intuit și Gabriel Ignanu că, la un moment dat, după ce te-ai ocupat decenii de-a rândul cu filozofie, cu traduceri din greacă, cu eseistică, cu articole despre politică sau, mă rog, lucruri de genul ăsta, intervine așa un fel de, nu plictiseală, nu pot să spun asta, dar într-adevăr simți nevoia de un alt mijloc de comunicare, un alt mediu, mai puțin abstract, mai puțin rece, care să facă apel la fantasia, la imagine, la altceva, la personaje. Mai ales în lumea de azi, în care, până la urmă, fără un astfel de mijloc, când suntem concurați de televiziuni, nu mai reușim să penetrăm. Deci, într-un fel, faptul că am făcut pasul ăsta, am trecut prăpastia dintre non-fiction și fiction, se spune, este, așa cum a fost intuit de prietenii mei, este real. Aș vrea să previn pe cei, deopotrivă pe cei știutori și pe cei mai puțin știutori care vor citi cartea, asupra două lucruri. În primul rând că este un roman. Deci să nu ia ce scrie acolo drept adevăr și să vină să mă corecteze după aia, să spună că n-am spus că nu e așa. Sigur, personajul e istoric, multe lucruri sunt adevărate, dar multe sunt invențiile, născocirile mele. Am pus de anumite la sfârșit o postfață în care încerc să explic, adică să separ realitatea istorică așa cum o avem și cum a fost studiată de mari învățați, de fanteziile mele, de născocirile mele. În al doilea rând, ca să dau un singur exemplu acum, dacă tot a vorbit Gabriel Niceanu despre asta, cei doi frați n-au nicio... sunt o realitate istorică, nimeni nu știa cum arătau. Un singur lucru știm, că el, fratele, era numit Iacob
querido, deci Iacob, cel iubit. Am presupus că îi se spunea querido, pentru că era foarte frumos. Și de aici a ieșit tot. În rest, totul e o fantezie. Al doilea lucru asupra căruia vreau să atrag atenția, așa întreagă, este că diverse teorii de natură teologică, de natură religioasă, chiar de natură istorică uneori, care apar în carte, sunt în gura unor personaje și ele nu trebuie să-mi fie mie atribuite. Vreau să mă despart. Nu neapărat de a-și renega pe toate, pe unele poate, pe unele mai puțin, dar în general, ca bloc, ele sunt teoriile lor. Și încerc, pe cât am putut, am încercat să le las să dialogueze și să vorbească, să se contrazică. Rămâne însă sigur ca un adevăr pe care nu-l contest și care a fost foarte bine observat de Gabriel Liceanu, această dorință de rupere a granițelor, această idee speranțistă, să-i spunem așa, a unității religiilor, a alungării diferențelor inutile, nu al diferențelor utile, dar al diferențelor inutile și dăunătoare, care, sigur, apare ca un vis utopic, prezența utopiei de anumite e o prezență vizibilă aici, cum o să observați. Cam asta ar fi. Nu vreau să mai lungesc mult, s-a vorbit destul. Mulțumesc încă o dată că am fost și promovat pe friza principală. Am văzut că am avut mult de așteptat, dar totuși, vedeți, așteptarea a dus la rezultat pozitiv. În consecință, nu pot să fac decât să vă doresc să citiți. Mulțumesc! Autografe se dau aici, în dreapta noastră, a vorbitorilor.